Bine v-am găsit, dragii mei, născuți și parfumați, bine ați venit din nou la Nas Te Nas, primul și singurul canal în România destinat exclusiv recenziilor de parfumuri, dar și parfumerie în general. Astăzi facem o premieră absolută și filmăm din baie, pentru că asta avem, cu asta defilăm, birourile sunt amândouă ocupate și copilul are școală. Astăzi nu facem un episod dicționar per se, pentru că rezerv... faptele pe care le-am descoperit eu și pe care le-am adunat în timp, de-a lungul anilor despre tămâie pentru un articol mai pe lung, așa cum am mai promis și în alte rânduri. În schimb, vreau să răspund uneia dintre întrebările relativ frecvente care apar în ceea ce privește tămâia și pe care am avut-o și eu la începuturile explorărilor mele din nișă. Și anume, de ce, domnule, când recomanzi un parfum cu tămâie, când povestești despre parfumul cu tărițe sau cu tărel, care are tămâie și descrii, m-am dus, l-am luat, nu miroase, domnule, ai nasul stricat, n-ai nicio treabă, ci, eu nu știu, găsești, n-ai nicio tămâie, bărbătesc, e cu tare, cu tare. Acelora dintre voi care ați simțit vreodată, așa vă spun cu tot respectul și fără nicio intenție de a minimiza experiența voastră, că voi, probabil, că n-ați simțit tămâie adevărată. Sau, mă rog, unii dintre voi, nu contest că nasul poate simți chestii diferite, în schimb, vreau să aduc în discuție și realitatea asta că dacă voi vă raportați la tămâia de biserică, aia nu este tămâia care se folosește în parfumuri. Și mai mult decât atât, aia nu e tămâie adevărată. Și astăzi am să vă arăt câteva exemple și am să vă spun pe scurt de ce spun eu așa ceva. În primul și în primul rând, tămâia adevărată este o singură rășină dintr-un singur copac din genul Boswellia. Asta este Boswellia sacra. Sunt mai multe tipuri de Boswellii. Majoritatea cresc în zone foarte aride. De aceea cea mai bună tămâie vine, în general, din Oman și Somalia. Crește și prin Australia, crește și prin alte părți, dar astea sunt zonele clasice de exploatare a tămâii și zonele din care provine tămâia de cea mai bună calitate. Tămâia se măsoară în mai multe feluri, dar cred că de la prima vedere, așa, la primul ochi, culoarea este cea care explică cel mai bine calitatea unei tămâii. Aici avem o tămâie cristalină, de pildă, o vedeți, ia ce chestie norocoasă. Vine lumina din spate și vedeți și transparența. Este tămâie cristalină și compactată. Cred au fost adunate mai multe lacrimi, un pic topite și legate între ele. Asta se poate pune pe arzător și tămâia. Tămâia de biserică despre care știți voi că e tămâie și la care vă raportați când căutați parfumuri care miroase așa, nu este tămâie adevărată. Până prin secolul 15-16, așa, majoritatea creștinilor și nu numai, bineînțeles, că asta este o rășină ultra răspândită și folosită de mai multe curente sau direcții religioase, creștinii și evrei și musulmanii, deci toate religiile mari ale cărții, dar și alte denominațiuni, foloseau tămâia așa cum vine ea de pe copac. Se crestează coaja, se scoate bobița și mai departe se tămâiază. Adică se topește, se încălzește până la punctul de topire, când începe să fumege, dar nu se arde. De prin secolul 16-17 încoace, grecii s-au gândit să facă bani și să maximizeze pelerinajele care începeau să fie din ce în ce mai dese la muntele Athos prin vânzarea de ceea ce numeau ei tămâie și se menține și astăzi în biserele ortodoxe, la ruși, la armeni, la georgieni și așa mai departe. Tămâia de biserică nu este tămâie. Tămâia de biserică este alcătuită dintr-o serie de pudre alcătuite din alte rășini, printre care de pin, de brad, de ienupăr, de unii copaci de nucă, cum ar fi fisticul, de pildă. Câteodată, dacă sunt în stare foarte bună, și chios,
sau mastic, deși ăla este foarte scump, deci numai la ocazii speciale. Chiparos, încă un copac care se cheamă Damara Agatis. Și resturi de tămâie adevărată se fac o pulbere, se fac într-o pulbere, se amestecă cu un fel de lipici, dacă vreți, și cu uleiuri esențiale, aromatice, adaugă tot felul de chestii ca să dea mirosul ăsta de care sunteți voi îndrăgostiți, și un pic de apă caldă. După care se face un fel de aluat, ca o cocă, se rulează și se taie în bucățelele pe care le vedeți la biserică. De aia sunt toate de aceeași mărime. Mai încolo, după ce s-au tăiat, se rulează sau se împrăștie, așa cum facem cu făina la sfârșit, cu un soi de sare de magneziu, ca să nu se lipească. E un agent anti-caking, calchiere. Se bagă și pe la săruri și pe la, nu știu, pudre din astea de copt și așa mai departe. Îl vedeți destul de des. Deci e o chestie relativ comună și relativ neutră. Cred că e clorură de magneziu sau carbonat. Nu, carbonat de magneziu. Sare. Da. Deci asta se vinde în magazinele din toate bisericile ortodoxe de peste tot. Asta face bană. Dar asta nu este tămâie adevărată. Rușii sunt mai departe de tămâie și din când în când fac același lucru cu sacâzul. Ei se mai cheamă și colofoniu. Sacâzul e chestia aia pe care o dai pe arcușul de la vioară ca să crească gradul de frecție, gradul de frecare, astfel încât sunetul să fie mai puternic. Deci cam asta este tămâia de biserică din zilele noastre. Și ca atare conține foarte puțină tămâie adevărată. Tămâia adevărată este provenită dintr-un singur copac, dintr-un singur gen, și arată unele arată așa, cristalin, altele arată în forma asta. Dacă le vedeți, sunt ca niște lacrimi de dimensiuni diferite, pentru că așa ies din copac. Unele dintre ele sunt mai închise la culoare, cum e asta. Stați puțin, o vedeți aici. Sau așa. O nucuță de ceva, o lacrimă. Iar altele sunt foarte deschise la culoare. Cu cât e mai deschisă culoarea, merg până la argintiu. Eu am foarte multă tămâie, pentru că e rășina mea. Unele sunt foarte lăptoase. Nu știu dacă o vedeți pe asta. S-ar putea că da. Și foarte, foarte deschise la culoare. Dintre cele mai scumpe sunt rășinile aproape albe sau cele verzulii. Am și în alea pe undeva, numai că eu cu un pachetat și cu din astea am mai lăsat din câteva dintre cutiile speciale pe mai târziu și cred că rășinile mele celelalte sunt împachetate separat. Deci asta este tămâia. Dacă sunteți norocoși, în unele locuri se vinde tămâie de biserică în care se amestecă o poponaxu, care e smirna dulce și pe care o vedeți aici, ca o cretă roșiatică cerată, o consistență destul de ciudată, sau styrax. Styraxul e din familia copacilor care ne dau și benzoina. Sunt aproape interschimbabile, dar nu chiar. Din punct de vedere științific, nu. Din punct de vedere practic, da. Iar styraxul și storaxul sunt și ele parte, asta este storax, styraxul și storaxul sunt și ele parte din industria asta care creează tămâia de laborator. Nu, mă rog, de laborator pentru vânzare biserică. Tămâia care n-a nicio treabă cu nimic. Cum e asta de pildă? Astea sunt niște chestii pe care mi le-a adus mama. Nu știu de cine sunt produse. Ea știe că eu ar tămâie foarte des și miros într-adevăr absolut senzațional pentru că au fost parfumate. Sunt niște rășini normale de conifer, peste care s-a pus colorant și ulei esențial,
îmi imaginez și aromatizare, asta e cu floarea pustie și asta e floare de nard. Despre nard va trebui să vorbim separat, pentru că este unul dintre materialele biblice despre care se vorbește foarte des și pe care o să-l vedeți în ultima vreme, pentru că are o resurgență, așa l-am văzut apărând relativ des în ultima vreme în parfumeria de nișă. Țin ochiul pe curentul ăsta, spike nard e o treabă. Și da, miros a biserică. Ăsta miroase de nebunești. Dai cu ea pe tine. Dar nu este tămâie. Și cu asta cred că am să vă las. Dacă v-au plăcut bufonii, mai veniți mâine seară. Voi pregăti... am uitat să vă spun la ce miroase tămâia. Na, poftim, că doar de la asta am pornit. Că nu miroase tămâia de biserică, așa cum miroase tămâia despre care vorbesc eu și pe care o popularizez în nișă. Tămâia miroase a rășini, un pic a brad și un pic a mosc și un pic a lămâie. Lămâie, așa, esență de lămâie, nu neapărat lămâia în coajă direct. Vag citric, aproape ca verbina din când în când. Cam ăsta este mirosul de tămâie adevărată și nu cel dulce parfuma floral pe care îl simțiți în vanilie. Am mirosit vanilie din când în când în biserică. Oh, crânce. În orice caz, dacă v-a plăcut bufonii, mai veni și mâine seară, dați cu like-ul, dați cu subscribe-ul. Mă bucur să vă văd și în 2021. Vom continua cu conținutul de genul ăsta pentru că e nevoie și pentru că vă că alții nu-l fac. Când l-o face alții, eu îmi pun pălăria așa mici pe ușă și mă duc în vacanță. Dar până atunci, continuăm și ne vedem probabil mâine cu un articol continuare, ca să terminăm discuția despre mapa, despre materialele parfumate pentru ars.